Corect. Discutăm imediat despre aceste probleme cu care se confruntă nu doar capitala, dar și, spuneam, mai multe localități urbane din Republica Moldova, pentru că îl avem acum la telefon și pe domnul Nicolae Dandiș, primarul orașului Cahul. Domnule Dandiș, bună seara! Da, bună seara, doamnă! Spuneți-ne, vă rog, care este situația cu câinii maidanezi la Cahul, că iată, orașul a ajuns în vizorul presei după cazul fetiței mușcate de către cei trei câini vagabonzi. Da, doamnă Dogaru, cu regret, este o problemă nu numai pentru Cahul, cu siguranță ține de mai multe sau toate localitățile, în special în zonele urbane. Sunt multe lucruri care trebuie de menționat și nu m-aș opri în primul rând la partea legislativă, cât ține de organizare și locală și, din păcate, multe acțiuni care trebuiau întreprinse de mult nu s-au întreprins. De aceea este nevoie de soluții ca sistem. Pe de o parte, ca primar, am întreprins măsuri de a crea acea echipă de prindere a lor. Am instituit anul trecut un azil, bineînțeles, așa cum ne-am permis să facem acest lucru. Paralel am discutat cu proprietarii de întreprinderi care au acești câini, fie folosesc la pază și așa mai departe, însă vă spun pe de-o parte, dintre permisiunea legală sau instrumentele care le avem și pe de altă parte chiar metodologia sau, spuneam încă o dată, atitudinea oamenilor. Cu regret, acest caz cu siguranță nu este singurul și cunosc foarte bine situația, mă implic, încerc să rezolv, dar încă o dată spun, rezultatele nu pot fi imediate. Ori am discutat și cu primari și din România și din alte părți, au de zeci de ani unii adăposturi și cu toți se mai confruntă cu acest lucru. Ați reușit, văd cel puțin din imaginile pe care le-au filmat colegii la Cahul, să faceți un azil. Ce înseamnă un azil de câini pentru o primărie? Cheltuieli, să zic eu aici, probleme legate de administrare? Sigur, prima întrebare nu se pune neapărat în cheltuieli sau bugetul necesar, cât în eficiența lui. Bineînțeles, într-un fost spațiu industrial am amenajat aceste compartimente. Nu este la nivelul standardelor care ar trebui, dar spuneam, era o soluție pentru că anterior s-a procedat doar prin împușcare, se făceau raiduri și problema nu era. Ani de zile s-a lăsat, nu s-a întreprins nimic. Acum, cheltuieli, bineînțeles, am creat o echipă. O echipă înseamnă 3-4 oameni care înseamnă o unitate de transport, merg prin oraș și încearcă să prindă cu mecanismele care dispun, respectiv care sunt bolnavi, sunt eutanasiați sau care sunt agresivi sau suspecți de către medicul veterinar că prezintă careva pericol de rabie sau alte boli. Restul sunt întreținuți în acel azil o perioadă, după aceea încercăm să medicul îi sterilizează și o parte chiar, din păcate, sunt dați drumul înapoi, practic, în stradă, pentru că dacă vorbim despre sancțiunea sau partea legală, că nu pot să-i nimicesc, cum scrie în ordinul din 2000, dacă pot să mă exprim așa. Eutanasie, așa. Da, da, da. Și sigur că aici vă spun, nu este neapărat nevoie de cheltuieli mari, cât dorința oamenilor să se implice. Am făcut nenumărate apeluri la grupuri de voluntari, de persoane. Am creat o asociație obștească, un grup de inițiativă. A început o colectare de fonduri. Sunt multe lucruri, dar încă o dată spun, sunt oameni care înțeleg, dar este și responsabilitatea fiecărui cetățean, fiecare casă particulară, fiecare întreprindere. Dau drumul la cățeluș prin stradă, după aceea sigur că căutăm să-i prindem sau după ce cresc la containerele de gunoi, urmează să vedem cum reducem aceste riscuri. Eu vă mulțumesc foarte mult, domnule Dandiș, pentru aceste explicații despre situația de la Cahul. Am fost în dialog direct cu domnul Nicolae Dandiș, primarul orașului Cahul.